Competiția First Tech Challenge este în acest moment cel mai mare concurs de robotică din România. La această competiție a luat parte și o echipă a Colegiului Național Decebal din Deva. Devenii, care au concurat sub numele de Decebal Tech, au făcut parte alături de T-Borgs, Târgu Jiu și WhatsApp, Câmpul Lung Mușcel, din alianța care a câștigat titlul național după o luptă acerbă. Am participat în acest weekend la etapa națională a campionatului First Tech Challenge România. Vreau să spun în primul rând, de la regional încoace am schimbat cu totul robotul, pentru că am știut că putem să facem mult mai mult, putem să fim mult mai buni, nu ne-a satisfăcut destul și atunci am zis totul sau nimic. Mai departe, robotul a funcționat impecabil, aș putea spune, la etapa națională. Am jucat 6 meciuri de calificări, după care am fost aleși în alianța echipei T-Borgs. Am jucat semifinala, am câștigat semifinala și în finală totul a fost de vis. Nu pot să descriu în cuvinte emoția aceea. O sală întreagă plină, o combinație ideală dintr-un meci de fotbal și un concert de lui Beyoncé. Toată lumea striga. Nu cred că voi mai trăi așa ceva în această viață. Nu cred. Și toată echipa a fost acolo să ne susțină. O adevărată familie. Robotul, pot să-l laud. Decebal Bot, mulțumesc din suflet echipei pentru că a lucrat programare, mecanică, 3D, PR. Totul s-a îmbinat perfect și am ajuns la acest nivel. Ce ar trebui să facă robotul acolo? Ar trebui, în fiecare an primim o temă și facem mai multe sesiuni de brainstorming în urma căruia trebuie să alcătuim un robot care să îndeplinească toate funcțiile necesare. Ar trebui să pună anumite elemente pe niveluri, ar trebui să mute anumite, nu știu, mecanisme. Depinde de fiecare an. În acest an am avut rățuște, am avut cuburi, am avut bile, de toate. Iar robotul ar trebui să facă față. Regulamentul acestui concurs, terminat în meci decisiv și care se finalizează cu un campionat mondial ce se desfășoară în Statele Unite ale Americii, permite doar unei echipe din alianță să participe la întrecerea din America, iar decebaliștii își propun să ajungă anul viitor acolo. După egalitate înseamnă meciul decisiv, nu? Și în meciul decisiv am câștigat din nou la diferență de 41 de puncte, ceea ce a fost extraordinar. Și în felul acesta am devenit campioni naționali alături de alianța noastră, de T-Borg și de WhatsApp. WhatsApp a fost anul trecut parcă la mondiale, nu? Și T-Borg erau pretendenți pentru mondiale, dar anul acesta au avut un robot fantastic și ne bucurăm că am contribuit la plecarea lor în America și că noi am realizat visul nostru. Cătăline, dacă mai spuneai un pic, unde ești, Cătăline? Ai zis la un moment dat că vrei să plecăm în America. Aproape că am plecat, numai trebuie să ne facem pașapoartele și să ne facem banii pentru America. Anul viitor plecăm în America, da? Da. Perfect. Facem asta? Da. Ok, bun. Este extraordinar. Da, îi felicit pe copii pentru rezultat și ne dorim ca alături de ei să fie și alți copii foarte buni care vor veni și vor face lucruri foarte bune. Anul acesta eu zic că le-a mers din plin modul de pregătire pe care l-am început din vară. Deci s-a terminat școala și copiii aceștia au intrat în atelierul de robotică pe care ni l-a pus la dispoziție domnul director și cred că a fost acum 2 ani, a fost o mare realizare pentru ca să nu mai demontăm și să remontăm teren, robot și așa mai departe. Deci locul ăsta a fost esențial pentru ca noi să ne putem face treaba. Și urmează să mai cizelăm niște lucruri și s-ar putea să avem pretenții și noi altă dată la un loc mai puternic decât ăsta, dacă se poate. Și eu cred că noi putem să facem acest lucru. Promiteți? Da! Ok! Câștigarea titlului național la robotică este pentru decebaliști, care la concursul de la București din weekendul trecut au fost susținuți și de foști elevi ai liceului Devean, actualmente studenți, nu doar un motiv de bucurie, ci și o bună oportunitate în cariera lor viitoare. Astfel, grație acestui rezultat, componenții echipei Decebal Tech, la terminarea liceului, au asigurat un loc la orice facultate din țară. Noi acum la concursul la care am fost, FTC, care a avut loc la București, la sala polivalentă,
Am luat ca și premiu pentru noi, a fost un premiu foarte important, premiul de alianță câștigătoare și fiind a doua opțiune pentru această alianță câștigătoare. Am fost aleși ca și fiind cu echipa pentru cealaltă echipă care a câștigat. Pentru noi acest premiu este foarte important. Pentru mine cel puțin am fost parte din acest club de 5 ani și în fiecare an am văzut evoluția acestui club cu oameni noi și cât de mult ne-am străduit și pentru mine cel puțin a fost foarte important și măcar mi-am dat seama că am făcut ceva aici la această școală în 5 ani la acest club de robotică și că am avut un astfel de rezultat și pun parucă și pentru colegii mei din spate care chiar dacă sunt mai tineri decât mine, acest premiu este un impuls să meargă mai departe, să fie din ce în ce mai bun și mai ales pentru cariera lor în viitor, dacă vor să fie ingineri sau orice ar fi, au pe lângă un loc asigurat la o anumită facultate pe acest premiu, dar știu că au făcut ceva în timpul liber care i-a ajutat să devină ceva ce vor să fie. Cât timp a luat să construiți robotul? A fost pe perioada între septembrie și până acum în martie, deci ne-a luat în jur de vreo 4 luni cu tot cu programare, construire, proiectare 3D, 4 luni. Bănuiesc că vrei să te faci inginer. Da, eu să mă fac inginer, da. Și colegii? Cred că mai mulți dintre ei o să vor să caute o carieră în informatică, în mecanică, poate unii câțiva la medicină, dar totuși, eu tot zic că și dacă îmi studiu la medicină, acest contact cu zona roboticii îi va influența să facă o alegere poate puțin mai creativă, nu doar medici sau doctor, poate chiar ceva cu robotica să aibă legătură. Rezultatul obținut de cei de la Decebal Tech reprezintă o mândrie pentru conducerea unității de învățământ din Deva, care promite și pentru viitor sprijin pentru acești elevi deosebiți, cât și pentru generațiile viitoare. Este un rezultat foarte bun pentru echipa de robotică și trebuie să îi felicităm atât pe elevi cât și pe mentorul lor, profesorul Sorin Stănculescu, pentru că a știut să creeze o echipă câștigătoare. Este de fapt rezultatul muncii a 8 ani de când cercul de robotică funcționează în școala noastră și m-am bucurat foarte mult să văd că alături de echipa formată în acest an s-au alăturat și absolvenți, studenți la Politehnică, la specializările de robotică, studenți care și-au ales viitoarea profesie chiar în timpul activităților desfășurate aici în școala noastră, în cercul de robotică. Este un rezultat excepțional, ne bucurăm foarte mult, îi felicităm încă o dată pe copii și vor avea tot sprijinul nostru în continuare să se dezvolte și să adauge și alte diplome în palmaresul lor. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat profesorul Florin Ilieș, directorul Colegiului Național Decebal din Deva.